privire la formarea bunurilor imobile. Iacon Vasile, raportor. L-ați dat informații președintele comisiei, dar o trecut în comisie. Domn președinte, cu privire la formarea bunurilor imobile. Se aprobă. Unde să este? Este colegiul 700. Unde la cine? Da, unde se? Deci vă dau explicație odată, la sală a făcut proiectul verbal și ușor. Deci se vorbește aici lângă drumul din lângă, care merge înspre fosta fermă, lângă Ion, înspre Ion Constantin, au dețin un lot de pământ, doamna, cum îi zice? Ecaterina, da, Oleg. Da. Și acolo sunt trei ari și nu știu cât, să le îngădâie și eu solicitat să le iei. Și de ce e și un propunere în format bunului mobil să le avem? Că e lângă lotul lor și să lăgească. A doi. Bine, cine este pentru așa să formăm bunul imobil? Mie îmi pare rău, domn primar, că așa îmi pare și au fost ridicat ăsta. Au fost ăsta. Mie îmi pare rău că ai fost președinte și nu... Dacă așa e, este o ultima întrebare a fost, da? Da, eu țin minte asta. A doilea. Acolo s-au vorbit de două formări la două bunuri imobile. Deci a doilea formare bunului imobil s-a discutat referitor formarea bunului imobil și schimbarea destinației la lotul de pământ de 3 hectare 26 de are la actuala Bunoiești pentru a da pe urmă în concesiune a construi o fabrică de reciclare gunoiului. Asară a fost debate mari. Acum, dacă vreți discutați, dar fiind votat 3 la 3, nu știu de ce s-au primit 3 la 3 din 7. Și nu au mers în comisie. Lasă în discuție pentru asta. Domnul președinte, eu îmi cer scuze că încă o dată să nu rămânem aici. Noi în sară, da, au fost discutate din formarea bunului mobil. Ia că este domnul secretar, lasă. Noi am început prima întrebare, formarea bunului mobil, a doua. Cu schimbarea de stilării. Și la treilea s-a început, așa, noi la treilea n-am ajuns. Schimbarea de stilării lotului din Pășune, zonii Gunoiești, actuală, și formarea bunului... Dintre construcții, formarea bunului imobil. Dintre formarea bunului imobil și la pe urmă schimbarea de stilării. Așa de smar. Așa e corect. Nu poți să faci schimbare destinației dacă nu-i hotărâri pentru urmare. Domnul Sărit, dumneavoastră, care întrebare, propunerea care aveți o dată? Nu înțeleg și ce spuneți. Păi nu, și la votare, atunci noi am votat 3 la 3. Și nu s-o... Care întrebare? În comisie nu trebuie și o rămas să se stați azi. Care întrebare a votat 3 la 3? Care întrebare? Întrebarea cu formarea bunului mobil pentru fabrica de gunoi. Păi da, asta e întrebarea 6. Noi fabrica nu mergem la întrebarea 5. Și eu vreau să văd la întrebarea 5. Dumneavoastră, ce aveți acolo? Aveți eu doar vorbesc prin formarea bunului mobil, doar noi am luat. Păi întrebarea 5. Așa, așa s-a schimbat de desenat. Așa s-a altă întrebare. Dar 5 să-ți facă. Ce fel de formare bunului mobil dacă eu văd că acolo este făcută de formare? Nu, acolo este mai la vară. Acolo este forma, acolo nu e, acolo e schiță, unde s-a dat, s-a proiectat, fost un proiect de Gunoiești.